Consiliul Electoral Bălții a dat Marinei Tauber listele pentru colectarea semnăturilor pentru a putea candida la funcția de primar al orașului Bălți. Se întâmplă la doar o zi după ce Curtea Constituțională a suspendat un articol din codul electoral care nu-i permitea să participe la alegeri timp de 5 ani. În baza acestei decizii, Tauber a contestat astăzi în instanță refuzul Consiliului Electoral, care i-a respins anterior cererea de înscriere în cursa electorală. Însoțită de susținători, Marina Tauber a venit la judecătoria Bălți pentru a contesta decizia Consiliului Electoral de Circumscripție. Ea susține că i-au fost eliberate listele pentru colectarea semnăturilor, iar asta înseamnă că intenționează să candideze independent, dacă îi va permite legea. Как бы не было, позднее, раньше, сложнее, легче, мы будем участвовать в этой избирательной кампании. И мы сделаем все возможное, чтобы победить в ней. Не просто с уверенным счетом, а думаю, около 100%. Experții spun că Tauber nu trebuie să se bucure prea devreme pentru că suspendarea deciziei este temporară. Această hotărâre a Curții Constituționale privind suspendarea înseamnă că nu are putere juridică până când Curtea Constituțională nu se va pronunța definitiv. Atât timp cât nu este hotărâre definitivă a Curții Constituționale, se consideră că acțiunile sunt legale. Totuși, suspendarea articolului din codul electoral, care nu-i permite lui Tauber, dar și altor membri ai fostului partid Șor să participe la alegeri timp de 5 ani, e valabilă până marțea viitoare. Atunci, magistrații în altei curți vor lua decizia definitivă. În caz că articolul de lege este declarat constituțional, visul lui Tauber de a deveni primar de Bălți va fi spulberat din nou. Sunt excluși și gata în baza hotărârii Curții Constituționale, pentru că ea, Curtea Constituțională, este unica autoritate de a declara neconstituțional sau constituțional un act normativ. În urmă cu o săptămână, Consiliul Electoral Bălți a respins cererea Marinei Tauber de a fi înscrisă la alegerile pentru primăria Bălți, pentru că în iunie Curtea Constituțională a decis că partidul Șor este neconstituțional.